Celor care s-au născut în zodia racului, predispoziția astrală le aduce un Mercur în semnul lor natal, care nu va sta însă prea mult. Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă, va părăsi racul, se va întoarce în zodia gemenilor, respectiv în casa a 12-a, unde va avea o ședere de aproximativ 3 săptămâni, care le va permite să analizeze o serie de aspecte de viață personală în funcție de secrete, taine, mistere sau aspecte delicate care le sunt aduse la cunoștință pe diferite căi, verbal sau în scris, direct sau indirect, oficial, secret sau într-un anume fel învăluit, misterios, simbolic, metaforic. De aceea, nativii trebuie să fie atenți după 1 iunie la foarte multe elemente care încep să vină spre ei ca și cum ar fi o atenționare continuă cu privire la ceea ce se va întâmpla la un moment dat în existența lor. Între 30 mai după amiază și 1 iunie, luna se va afla în domiciliu, va străbate semnul lor natal, va fi o lună puternică, ea va întări un multiplu trigon regal pe semne de apă, care se află deja configurat. Ba mai mult, în dimineața zilei de 31 mai, luna va face un trigon cu Neptun, ulterior, spre seară, făcând trigon și cu Saturn și cu Chiron, ceea ce, pentru acești nativi, reprezintă o postură interesantă, bună, pentru tot ceea ce presupune fie o dezvoltare într-un plan al sensibilității, al emotivității, al creativității. Sunt avantajați artiștii, cei cu o viață interioară marcată de coordonatele religiei, filozofiei, eticii, toți cei care sunt dedicați unor activități care se pot îndrepta către public sub forma unui spectacol sau se pot îndrepta spre public sub forma altor tipuri de performanțe artistice. Dar pentru alte persoane se poate pune problema la sfârșitul săptămânii de o mică criză religioasă. Sunt pătrunși de tot felul de fioruri existențiale, de gânduri, de filozofare, de dorința de a citi, de a se întoarce la lecturi esențiale, de a găsi răspunsuri în cărțile, lucrările sau studiile unor maestri spirituali sau literari, de a găsi explicații intratate sau de a înțelege o serie de mistere ale vieții, meditând pe tema unor motive sacre. Nu toată lumea este la fel de credincioasă, poate și la fel de pătrunsă de acest fior. Rămâne să ținem cont în analiza noastră de prezența planetei Jupiter la 20 de grade rac, ceea ce reprezintă o bună pavăză, o protecție și premiza unui noroc sau baza de la care pot să plece tot felul de gesturi care să îi aducă pe acești nativi pe linia de plutire într-o doză de normalitate esențială și evidentă. Cu toate acestea, elementele crucii cardinale se păstrează și se poate vorbi chiar de o serie de revigorări prin aceste transite ale unor aspecte care au fost puternic resimțite de ei în primăvara acestui an.